Biciclistul, aflat într-o avansată stare de ebrietate, circula prin parcarea de la Luceafărul. Licorile lui Bahus i-au încețoșat ochii, nu a fost atent și a fost izbit pe asfalt de o mașină de teren. Martorii la eveniment au sunat la 112, iar la fața locului a ajuns o ambulanță. În urma testării cu aparatul utilotest, s-a stabilit că uh, biciclistul avea o concentrație de 1,20 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Uh, acesta este și persoana care a suferit vătămări corporale în urma accidentului rutier, așa încât uh, în această cauză s-a întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând să dispunem procedural după administrarea întregului probatoriu. Pacientul a fost transportat la spital, dar este în afara oricărui pericol.